Așadar, iată, ne apucăm de treabă. La clasa 11-a. Comanda este făcută. Determinanță ne dorește să încercăm. Determinanță... Poftim! Determinant din logaritm în bază 3 din 2. Dezvoltăm determinantul din... Logaritm. De câte linii, câte coloane? Două linii, două coloane. Deci logaritm în baza... 3 din 2. Da. Minus 1. Tot pe linie. Minus 1 la următoare da. Element. 4. Al doilea. Da. 4. Și? Și logaritm în baza 2 din 3. 2 din 3. Să facem asta. E cam mai particul. Păi ar veni logaritmul în bază 3. Diagonala principală, da. Până secundă. Da. Logaritmul în bază 3 din 2. Ori logaritmul în baza 2 din 3. Da. Minus? Plus 4. Minus, minus? A, da. Da? Plus 4. Plus 4. Că vine minus 1. Da. Ori 4 și minus, minus 4 de pe diagonala asemănare, deci plus 4. Și la mai departe. Aici, logaritmul în bază 3 din 2 și ăsta e 2 din 3. Da. Unul inversul celălalt. Hai să vedem cum se amintește proprietățile logaritmilor. 1. Logaritm baza A din 1 cât este? Logaritm baza A din 1. Deci logaritm într-o orice bază din 1. E 0. Deci egal cu 0. Egal cu 0 pentru că A la puterea 0 egal cu 1. Ăsta e motivul. Da. 2. Logaritm baza A din A. Cât este? Logaritm baza din A. Face 1. Pentru că A la 1 egal cu A. Da? Deci baza la 5 a ta se fac argumentul. 3. Logaritm baza A mic din A ori B dintr-un produs. Logaritmul unui produs egal cu suma logaritmilor. Deci vine logaritm baza A din A mare, plus, plus logaritm baza A din B mare. Așa. Sau dacă avem doi logaritmi adunați la acel bază, face logaritmul produsului. 4. Logaritm baza A mic din A supra B, dintr-o fracție, egal cu... produsul. Nu, diferență. Pardon, da. Logaritm baza A din A mare, minus, A. minus logaritm baza da. A din B mare. Da. Deci logaritmul unei fracții este egal cu diferența logaritmilor. Da? Iar dacă e o diferență, se poate strânge ca logaritmul unei fracții. Da. Din A pe B. 5. Logaritm baza A mic din A mare la N. A la N. Egal cu, iese N în fața logaritmului și vine logaritmul baza egal cu N. Nu logaritmul baza A mic din A mare. 6. Logaritmul baza A din radicalul incis N din A mare. Logaritmul baza A mic din logaritmul baza A din radicalul incis N din A mare egal cu 1 pe N. 1 pe N. Logaritmul baza A mic din A mare. Adică eu pot să spun A la 1 pe N și ca și mai înainte, exponentul este în față, deci 1 pe N este în față. Da. 7. Trecerea dintr-o bază în alta. Logaritmul baza A din B egal cu logaritmul într-o altă bază care vrei tu, C, C. Din B, B. Supra logaritmul în acea bază care te-ai propus, C. Din A. A. Așa se formulă, trecerea dintr-o bază în alta. Și acum am să te rog să-mi spui așa. Cu cine este logaritmul în baza 5 din 7 și să trecem în baza 2? Egal cu... baza 2? Da. Logaritm în baza 2 din așa. 7 da. Supra logaritm în baza 2 din 5. Din 5. Hai să luăm logaritm baza 3 din 2. Să trecem în baza 2. În baza 2. Da. Deci egal cu... logaritm în baza 2 din 2. Da. Totul supra logaritm în baza 2 din 3. Și egal cu 1 supra logaritm în baza 2 din 3. Vezi? Asta. Foarte tare.
Acum să zicem, noi avem logaritm baza 3 din 2, da? Da. Și o trecem în baza 2. 2. Deci va fi egal mai departe cu 1 supra, cât tu ai spus, 1 supra logaritm baza 2 din 3. Ori logaritm baza 2 din 3, celălalt. Plus 4. Și logaritm baza 2 din 3 simplific cu logaritm baza 2 din 3. Da. Și egal doar cu 1 ori 4, 4. 1 plus 4. Da, e 1 plus 4. Și egal cu 5. Termina de aici. Dacă nu știi proprietățile acestea, n-am... Da, de ce? Ce am făcut? Le-am trecut pe toate în revistă ca să ajung la asta. Din treci într-o bază în alta. Și să facem niște exemple și să spun că logaritm baza 3 din 2 face schimb 1 supra logaritm baza 2 din 3. Da. Și se implică și cu toată asta e terminată. Da. Alte chestii. Determinant pentru cuiul ăsta de două linii și două coloane. Așa. Da, este de ordinul 2. Din 3, combinări de 4 luat câte 0. Următorul element, da? Combinări de 4 luat câte 0. Minus 2. Da. Și aranjamente de 3 luat câte 1. Egal cu. Egal cu 3 ori... Am putea face de o parte combinări de 4 luat câte 0. Da. Combinări de 4 luat câte 0. Să vedem cât faci. Ne aminte formula. Combinări de n luat câte k. N factorial. Da, supra K factorial. Pe lângă N minus K factorial. K factorial. În cazul nostru ar veni egal cu 4 factorial. 4 factorial. Supra 0 factorial. 0 factorial pe lângă 4. 4 minus 0. 0 factorial. Și egal cu... Păi am dat drumul la cameră? Cred că n-am dat. Am dat. Da? Așa, am dat. E bine. Și egal cu 4 factorial supra 4 factorial supra 0 factorial ori 4 factorial. 4 factorial cu 4 factorial se reduc și vine 1 1 supra 0 factorial face 1. 1 pe 1 egal cu 1. Asta este combinat de 4 luat de 0. Da? 0. Și aranjamente de 3. Să rămân, vedem, ne-am amintit formula. Aranjamente din luat câte K. Egal cu n factorial supra n minus k factorial. Atât. Nu mai este și k factorial. Da. Față de combinări, cu asta diferă la aranjamente. Da. Deci va fi egal mai departe cu... Egal mai departe cu 1. Să luăm pe exemplu nostru. Da. Noi avem combinări de 3. 3 luate, nu e cont aranjamente. Aranjamente de 3 luate. Aranjamente de 3 luate câte 1. Și ar veni 1 factorial. Nu, nu. 3 factorial, s-a zis. Da, pardon. 3 factorial supra 1... 3 minus 1. 3 minus 1 factorial. Tot factorial. Și egal cu 3 factorial supra... 3 factorial supra 2 factorial. Și vine sus 1 ori 2 ori 3. Și jos 1 ori 2. Se duce 1 cu 1. Și egal cu 3 pe 1, care e 3. 3. Și acum ne duce și înlocuim. Egal mai departe cu 3. Egal mai departe cu 3 ori 3. Nu mai e. Înlocuim în determinant, zicem 3, apoi combinări de 4 la câte 1, câte 0 facem 1. Eu facem direct. Ca să, nu, să vadă tot omul ce avem. 3, 1, minus 2 și 3. Așa. Egal cu? Egal cu 3 ori 3, da. Minus, minus 2 ori 1. Și minus egal... minus vine plus. Da. Și vine 9. Plus 2. 9 plus 2 egal cu? Egal cu 11. Da. Mai departe. Determinant pentru... Tot de ordine 2? Da, tot de ordine 2. Deci un alt determinant de ordine 2. Spune-mi aici că determinanți facem. Așa, determinant. Este de ordinul 2. Da. Cosinus de pi pe 4. Cosinus de pi pe 4. Apoi,
Cosinus de pi pe 3. Cosinus de pi supra 3. Sinus de pi pe 4. Sin de pi pe 4. Și sinus de pi pe 3. Sinus de pi supra 3. Ce facem? Dacă ați trebuit să știm valorile alea. Să nu le știm. Te mai știi? Nu. Cel cu trigonometric. Nu ți-am făcut într-o seară chestia asta? Deci, hai să luăm cel cu trigonometric. Dăncim cei doi diametri perpendiculari. O. A, A prim. Și B, B prim. A, A prim și B, B prim. La 45 de grade. Ce înseamnă 45 de grade? Împărțim ăsta în câte? În două, arcul. Și acum, unghiul ăsta e de aici, de 45 de grade, clar. M este aici. Da. Și ducem perpendiculara MM1. Să vă un triunghiul ăsta dreptunghic. Da. Și sinusul e egal cateta opusă. Supraipotenuză. Supraipotenuză, așa, da? Da. Dar vine că sinus, sinus de 45 de grade egal cu cateta opusă, adică MM1 supraipotenuză OM. Și OM cât e de mare? OM e jumătate din... Nu, OM este 1. Totdeauna în cercul trigonometric, raza este 1. Da. Da? Tot timpul asta este important. Da. Raza e 1. Și va fi egal cu M, M1. Da. Deci, asta este sinus. Sinus de 45 de grade. Segmentul ăsta. Da. Cosinusul. Cos de 45, că avem nevoie și de el, nu? Da. Este egal cu cateta care acum? Alăturată. Alăturată, adică cine este? OM prim. OM1. Așa, totul supra OM. OM. Și este egal cu? OM prim. OM1. Da? Da. Iată că sinusul de 45 îmi dă MM1, iar cosinusul este ăsta. Cos de 45. Da. Ce fel de triunghi este O, M, 1, M? O. E dreptunghi. Dreptunghi, da. Și dacă unghiul e de 45 ăsta, ce înseamnă dreptunghi? Unghiul ăsta cât de grade are? 90, 90. Nu? Ăsta am zis că are 45, ăsta cât va 45, pentru că e... Da? Dacă suma... Este dreptunghi Xos cel. Și atunci O, M, 1, cum este M, M, 1 cu M, 1, M? O, E, M, 1. Congruente. Sunt congruente. Egale, nu ca mărunțime. Da. Deci, triunghiul O, M, E, M, 1, isoscel. Și atunci, E, M, 1 este egal cu O, O, M. Dar O, M, M, 1 cine era? Cu sinus de 45 de grade. Sinus de 45 de grade. Egal cu cos de 45. Uite, ăsta e motivul. Pentru că sinusul e egal cu cosinus. Numai cât să vedem ce valoare are. Și acum ne putem gândi așa, luăm triunghiul ăsta deoparte. Uite așa, triunghiul ăsta luăm deoparte. Și cum este aici O, M1 și M. Notăm cu L. M1-ul ăsta. Tot L e și aici, nu? Că M, M, 1 este cât o M. Da. L, L. Și lucrează Pitagora. Asta la pătrat, plus asta la pătrat, face asta la pătrat. La pătrat. La pătrat. Da? Deci L pătrat, plus L pătrat, L pătrat plus L pătrat, face o M. La pătrat. Adică o M este 1, egal cu 1 la pătrat. 1. L pătrat și L pătrat face 2 L pătrat. 2 L pătrat egal cu 1. E unde L pătrat simplu, egal cu 1 pe 2. Da? Și atunci L1, 2.
egal cu plus minus radical din 1 pe 2 și care face egal mai departe cu radical din numărător pe radical din numărător plus minus radical din 1 pe radical din 2. Adică 1 pe radical din 2. Da. Și raționalizăm, egal cu plus minus radical din 2 pe 2. Da. Deci plus minus radical din 2 pe 2. La noi și sinusul de 4 și cosinul sunt pozitive, dar cine era lău? Tocmai sinusul, ăsta așa e sinusul, nu? Da. Și ăsta e radical din 2 pe 2 și celălalt lău e cosinusul. Același lucru. Deci, iată că am arătat că sinus de 45 de grade egal cu cosinus de 45 de grade și egal cu radical din 2 pe 2. Da? Am demonstrat asta. Scrie și tu că sin de 45 egal cu cos de 45 egal cu radical de 2 pe 2. Nu-ți povești, nu că visați cineva peste noapte și a zis la sinus și cos, hai să zicem că se egale da. Și zicem cu radical de 2 pe 2. Nu. Eu puteam să-ți dau și deodată. Pune mai și radical de 2 pe 2 și radical de 2 pe 2 pe 2 și tu spui, de unde? Nu știu. De unde vine asta? Da. Ce am făcut acum? Le-am demonstrat. Încă o dată. Le-am mai făcut într-o seară, le-am făcut din nou acum. Hai să înțelegi și tu că toată șmecheria este asta. Deci, e la 45 de grade. Da. E desenat triunghiul. Triunghiul este isoscel. Asta e sinusul și asta e cosinusul. Am notat cu L și L. Și vine L pătrat plus L pătrat face 1. În cercul trigonometric raza e 1. Și am lucrat acolo și găsești pe L. Ai aflat pe L și toată povestea e rezolvată. Da. La 45 de grade. Dar la pi pe 3. Ce înseamnă pi pe 3? Pi înseamnă 180. Avem în al treilea cadrat. Da, în al treilea cadrat. Nu, gândim așa. Pi în câte grade înseamnă pi? 180. 180, da. Și împărțit la 3, 180 și împărțit la 3? 60. 60, la 60 de grade trebuie să ajungă. Nu că zic 100 cadran, nu știu care. Exact cum spune acolo. Da. Deci pi îi corespunde 180 de grade. A lui pi corespunde 180 de grade. Pi pe 3 înseamnă 60 de grade. Zic 180 și împărțit la 3. Hai să vedem cum ne descurcăm acolo. Deci, din nou, iar cercul trigonometric. Da? Desenăm din nou cercul trigonometric. Numai că acum unghiul nu mai este de 45, de câte grade trebuie să fie? 60. Adică tot arcul ăsta câte grade are tot arcul ăsta? Ăsta are 90 de grade. 90, da. Și îl împărțim în 3 bucăți ca să fie fiecare câte 30. Da? 3 bucăți egale. Și noi luăm 2 bucăți. Și ăsta este unghiul de 60 de grade. Deci ăsta e de 60 de grade. Asta e poziția. Aici este punctul M, în clipa de față, unghiul de 60 grade și aducem perpendicular. Uite așa. Oare unde e pic perpendicular aici? Pe OA. Pe OA, dacă am unde? A, la mijloc. Cred că la mijloc, că dacă triunghiul ăsta, așa triunghiul ăsta este isoscel. Este isoscel, care are unghiul de 60 grade. Nu, are asta, totdeauna OA e cât o mână. OA e cât o mână. Și fiind care 60 de grade, chiar echilateral este. Da, da. Este chiar echilateral. Și atunci, dintr-un vârf, din orice vârf, totdeauna înălțimea pică la mijloc, într-un triunghi echilateral. Și iată, aici notăm cu M1. Și cât e asta de mare, OA toată? Păi OA nu-i raza? Ai, nu. 1. Și atunci OM1 cât este? Deci cum OA egal cu 1, atunci OM1 cât este? OM1
Tot la fel. Păi cum tot? Păi nu, e jumătate. E jumătate din 1. 1 pe 2. O e 1 egal cu 1 pe 2. Și hai să aplicăm cos de 60. Cosinus de 60 de grade. Egal cu cateta alăturată. Deci ce triunghi? O, e 1, e. Da. O, e 1, e. Cos de 60 de grade, egal cu cateta alăturată. Supraipotenuză. Adică o e 1. Supra, o, e. O, e. Și egal cu o e 1, supra, cât timp de mare o e? Cât... Și cât este o? 1. Că se rază, mă. E egal cu 1. Și egal cu o e 1. Dar o e 1 am aflat cât este? E 1 pe 2. E egal cu 1 pe 2. Deci iată că cos de 60 de grade este egal cu 1 pe 2. Ăsta e motivul pentru care cos de 60 de grade e 1 pe 2. Nu că am visat eu. Ci așa s-a întâmplat. Calculul spune. Și acum să aflăm sinusul de 60 de grade. Că noi avem și de cosinus de voie și de sinus, da? Sinus de 60 de grade. Cu sinusul cu cine este egal? Cu cateta opusă. Opusă supra... Ipotenuză. Ipotenuză, da. Opusă în triunghiul O, E, 1, M. Da. Este E, M, 1. E, M, 1, da. Și supra O, M. Așa, deci... Deci e egal cu O, M, 1. Adică... O e 1 supra da. O e. Și egal cu O e 1, nu știi, supra O e cât e de mare? O e primul e 1 pe 2? O e, O e. A. O e, este 1. 1? Păi de ce stai pe gânduri? Nu ziceam de O e prim, nu e 1 pe 2? Dar O e 1, O e 1 nu l-am aflat. O e 1, deci cateta opusă, e M1 trebuia să spună. Da? Cateta opusă, mai ales atât, a scris prostii. Da, păi de M1 uitam. Da? Deci este M1, dar nu se repete ca sus. Da, da. E M1, nu mă lași să scrie pe. Da. E M1 supra o M. Și rămâne atunci e M1. Da, păi de-aia, acolo de... Da, e M1. Iată că sinus de 60 de grade este egal cu M E bun. Am mai făcut așa, nu? Sinusul totdeauna este Y-ul punctul de picerc. Și cosinusul este X-ul. Deci punctul de M de picerc are un X și un Y. X-ul este ăsta și Y-ul este proiecția pe asta, axa asta. Uite când facem așa. Ce înseamnă punctul A de coordonate 2 și 3? 2 în partea dreaptă, 3. Deci 2 în partea asta, 2 de astea, nu? Și 3 pe partea pe Y, da? Da. Și aici îl găsim punctul la intersecție. Ăsta e punctul de coordonate 2 și 3. Dar dacă e un punct așa la întâmplare, punctul ăsta de aici, E, are și el un X, că duc perpendicular, și ăsta este X-ul, X-ul lui M. Și are și el un Y. Și ăsta este Y-ul lui. Y-ul lui M. Da. Deci M-ul ăsta are și el de coordonate. Un X, și un Y. X-ul este proiecția pe axa asta. Da. Și Y-ul pe axa Y-ilor. Așa și punctul ăsta e M de aici. Punctul ăsta e M. E și el în sistem, dacă îmi poți gândi așa. Asta e axa Y-ilor. Asta e axa X-ilor. Și atunci, punctul M de aici are un X, ca să găsești X-ul ăsta este, și are și un Y, dacă vrei. Y-ul înseamnă proiecția pe axa Y-ilor. Ăsta este Y-ul punctului M. Deci ăsta înseamnă Y-ul lui M. Și ăsta ce înseamnă așa? X-ul lui M. X-ul lui M. X-ul. Deci, ca să găsesc, cum am găsit aici, punctul M are un X și respectiv un Y. Ei, X-ul lui M este ăsta. Care e tocmai cosinusul. Deci punctul M de pe cer când se plimbă își are ca și coordonate cosinusul și respectiv sinusul.
Deci aici, corect este să spun că am de-a face cu cosinus de 60 de grade și sinus de 60 de grade. Asta când am unghiul de 60. Dacă unghiul e de 45, e cos de 45, sin de 45. Dacă e de 30, sin de 30 și cos de 30. Noi, în momentul de față, am aflat pe cosinus de 60, care a fost că 1 pe 2. Și acum trebuie să aflu sinusul. Iau deoparte triunghiul ăsta. Uite așa alea. Ca să-l vezi. O, M și M1. Asta e 1. Asta e 1. Asta e, știu că e 1 pe 2. Am aflat-o. Latura asta. Da. Și asta deci, cum o aflu eu? Dacă știu că asta e 1, asta e 1 pe 2, cum o aflu pe asta? Nu știu, x zic. X. Pitagora. Pitagora, zic x pătrat plus 1 pe 2 la pătrat. Egal cu 1 la pătrat. 1 pătrat. Deci x pătrat plus 1 pe 2 la pătrat, da, egal cu 1 la pătrat. 1 la pătrat. Echivalent. Echivalent cu x pătrat plus 2 pe 4. Cu de ce 2 pe 4? E 1, 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Egal cu 1. Echivalent. Echivalent cu x pătrat egal cu 1 pe 1 minus 1 pe 4. 1 minus 1 pe 4. X pătrat egal, picăm prima cu 4 și dă 4, 3 pe 4. X pătrat egal cu 3 pe 4. De unde rezultă pe x1, 2? X1, 2 plus minus 3. Radical. Da. Plus minus radical din adânc, din 3 pe 4. Da. Care înseamnă egal cu plus minus radical din 3 supra-radical din 4. Din 4. Raționalizăm. Dar radical din 4 cât este? A, e 2. 2. A, și vine radical din 3 pe 2. 2. Deci iată că x-ul ăsta, care e tocmai ăsta de aici, care înseamnă sinus de 60 de grade, l-am aflat. Da. Deci sin de 60 de grade este egal cu sinus de 60 de grade este egal cu radical din 3 pe 2. Abia acum ne facem să înlocuim. Da. Zic, egal cu determinant. Determinant din cosinus de pi pe 4. Am zis, l-am aflat. Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Nu a fost triunghiul acela dreptunghi X-ul și el și am văzut că sinus egal cu cosinus, da? Deci vine radical din 2 pe 2 și pun de desubt și radical din 2 pe 2 pe 2. Da. Cosinusul de... Radical din 3 pe 4. Cosinusul de 60 de grade. Uite-te aici trebuie să te uiți, mă. Ce să te uiți pe foile tale? 60 de grade, cosinus e bucata asta, o picat la jumătate, a fost 1 întreg și 1 pe 2. Uite, 1 pe 2. Deci trebuie să ții minte, nu valoarea aceea ca acolo, uiți. Ești afară și ai uitat-o. Dar dacă tu ai în minte tot ce am făcut acum, că 60 de grade, triunghiul este isoscel, chiar echilateral având aici. Atunci înălțimea pică chiar la mijloc, cum toate este de 1, a rămas 1 pe 2 și asta e bucățica, asta e cosinusul. Pe axa x-ilor se reprezintă cosinusul. Iar pe axa y-ilor este sinusul. Nu am știut valoarea, dar am aflat-o. Pentru că știam 1 pe 2, prin Pitagora, ce am făcut aici. Mecanismul ăsta, acasă demonstrezi de 2-3 ori, ca să știi bine de unde vin aceste valori. Că dacă vrei, am pierdut timpul degeaba dacă nu înțelegi de unde vin. Eu nu le-am făcut așa ca să mă aflu o treabă. Eu puteam spun, păi nu știm că fac radical de 2 pe 2, radical de 2 pe 2, 1 pe 2 și radical de 3 pe 2. Îi copiam și acum dezvoltam determinatul. Dar am folosit acest privești că tu n-ai știut, nu numai pentru tine, ci și pentru prietenii noștri care vor viziona filmul acesta, da? Cu ocazia asta le-am arătat cum se găsesc funcțiile trigonometrice încă o dată pentru unghiurile mii importante. Pentru unghiul de 60 și de 45. Că am avut nevoie aici.
Și ei vor să înțelege și sper că și tu ai înțeles că trebuie exersat așa, făcut odată de două ori, până când înțelegi așa. Mă, la 60 de grade s-a întâmplat așa, s-a întâmplat așa, pică înălțimea la mijloc. Ăsta e motivul pentru care costul să-i jumătate. Din tot întregul, din 1 pe 2. Și asta e 1, asta e 1 pe 2. Află repede și sinusul. Prin Pitagora. Îmi va trebui de pagă cu toate chestia asta. Da? Și acum dezvoltă. Ce va fi acolo? Egal cu diagonal al principalul minus cea secundar. Devine radical din 2 pe 2. Radical din 3 pe 2 minus nu, 1 pe 2 da. Ori radical din 2 pe 2. Și cam mai departe. Radical din 6 pe 2. Radical din 6 pe 4. Așa. Minus radical din 2 pe 4. Și mai departe cu? Și egal mai departe cu radical din 4 pe 4. Da. 2 pe 4. Cum ai înțeles radical din 4 pe 4? Ai scăzut din 6 pe 2, nu? Da. Se poate așa ceva. Cum? Radical din 9 minus radical din 4 face radical din 5, nu? Așa zic. Dar cât faci radical din 9? Faci 3 minus 2. Faci 1. Corect. Dar cum se face așa ceva? Numai că dacă ar fi înmulțire. Da. Dar foarte grav. Uite, mai fac și am scris și eu aici prostiile astea. Deci e mare greșeală. E enorm de mare greșeală. Ca să spun cinstit, eu când aș vedea așa pe teză scris, nu m-am mai văzut nicăieri, poți fi perfect făcut în rest, tai tot și spun, dau doi fărse cum discut. Deci radicalul, nu se poate așa să plicim. Am zis, nu discut nimic, n-am ce discuta. Deci vine cât aici. Aia e aceeași numitor, da, numitorul comun și rămâne radical din 6 minus radical din 2. Asta este valoarea. Da? Cine îmi făcea așa? Mihai făcea chestia asta. Se decopia pe Mihai. Mihai era maestrul. Știi că zice, ta cu mine cu chestia ce. Dom'le, așa se face la pătrat, nu știu ce. Da. Apropo, mai este la clasa aceea cu tine? Da, e clasa cu mine. Și nu mai vrea, nu mai interesează matematică, nu? Nu știu, nu mai așa. Sta acasă și faci tema. E șmecher, ce? Are treabă. Nu spune că stai și vrea de tema? Nu ți-a spus niciodată? Nu. Dar ce, nu mai vorbești cu el? Ba da, e clasa cu mine. Nu stați în aceeași bancă? Ba da. Și ți nu spune, băi, du-te acolo, tu eu stau acasă, să fac tema. Eu mai dau câteodată, dar... Dar deodată el nu poate să deschide calculatorul să fac tema. Nu-l găsești niciodată cu tema făcută așa? Nu prea. Băi, chiar asta e lipsă de interes total. Adică să ai șansa să uite, că doar știi că-ți transmit în direct, da, nu? Da. Că doar au fost la momentul în care facem transmisiune direct. A, nu înțeleg asta. Vine cu tema nefăcută și copil pe tine? Când eu mai dau. Bă, poți să dai fiecare zi, dar problema pentru mine e foarte ciudată. Că el știe exact că o poate găsi și nu și-o face și așteaptă să vină să mă zgarască de acolo, de la tine. Problema mea. Hai să vedem. Zi, calcul. Determinant de ordinul 2 din determinant de ordinul 2 din radical din 17 da. Minus 1 radical din 17 minus 1 17 minus 1 în afară. Da, în afara radicalului da. 4 a doua linie. Da, a doua linie 4 și radical din 17 plus 1 plus 1 egal cu, hai diagonala principală radical din 17 minus 1 ori radical din 17 plus 1 e minus 16. Minus 16. Și egal cu? E
A plus B până la A plus B. Adică cât faci acolo? 17 minus 1. Deci egal cu 17 minus 1. Minus 16. Și egal cu 16 minus 16, 0. Da. Aveți, nu? Determinat de ordinul 2. Da. 2 la x. Pe aceeași linie, 4 la 2x. Jos, 8, 8 la x. Da. Și 16 la x. Da. Și egal cu 2 la x. Ori 16 la x, da. Minus 4 la 2x, ori 8 la x. Și este egal cu, scriem, rămâne 2 la x, ori pe 16 îl scriem 2 la 4, da. Totul la x. 2 la 4, totul la x. Minus 2 la a doua, totul la 2x. Da. Ori 2 la a treia, totul la x. Da, și egal cu 2 la x ori 2 la 4x minus 2 la 4x, da. Ori 2 la 3x. Corect. Și egal cu, în aceeași bază se adună exponenții și vine 2 la 5x, da. Minus 2 la 7x. 7x. Și egal cu 2 la 7 minus 5. Așa. 2 la 2x. Minus. Deci vine 2 la? Minus 2x. La minus 2x. Iar ținut în minte ceva foarte tare. Adică 2 la 5, nu, 2 la 3 minus 2 la 2 egal cu 2 la puterea 3 minus 2, 1. A, nu, vine 5 pe 5x supra 7x. E scădere. Băi, dacă mai stau mult aici cu tine, mă văd și eu tot felul de trăsnele. Dar le știi cum trebuie, așa. Atenție multă, mă, cum să fie așa ceva. Hai să vedem aici. 2 la 3 minus 2 la 2. E prostii, să spui, garantea, nu? E 8 aici, ar trebui, 8 minus 4, și face 4. Pe de altă parte, ce ai spus mai devreme, că îți fie 2 la puterea 5x pe 7x, așa mi-ai zis, nu? Ar însemna că, merg modelul dinainte, 2 la a 3 minus 2 la a 2, după ideea ta, ar face 2 la puterea 3 pe 2. 3 pe 2, nu? Dar el cât face? Face 4. Deci așa ceva nu se mai spune niciodată, mă, acum. De unde l-ai tu pe ăsta? De unde ține minte? Nu, mă, nu știu de unde. Dacă ar fi fost 3 la a 2-a, 3 la a 3-a, atenție, nu 3 la a 3-a, 2 la a 3-a. 2 la a 3-a împărțit la 2 la a 2-a. Atunci se copie baza și se scade exponenții 3 minus 2. Deci la împărțirea două puteri. Hai să ne vedem. Să zicem așa. Proprietățile puterilor. Proprietăți. A la 0 egal cu 1. Deci, A la 0 face 1. Deci proprietățile, notăm aici. Proprietățile puterilor. Proprietățile puterilor. A la 0 face 1. A ori B totul la N înseamnă A la N ori B la N. Numai că e mulțire și împărțire. E adevărat așa. Egal cu A la N supra B la N. Deci numai că e mulțire și împărțire. Dar dacă este adunare A plus minus B totul la N, egal cu binomul iubitor.
Nu este fiecare la putere, că Mihai îmi spunea chestia asta. A la N plus B la N. Sau A la N minus B la N. Deci așa ceva nu se poate pune problema. Nici vorbă de așa ceva. Apoi, A la N ori A la M. Când se mulțesc două puteri care au aceeași bază. A la N plus M. Apoi A la N supra A la M. Egal cu A la puterea N minus M. Așa. Da? Și A la N totul la M. Egal cu A la M. A la N ori M. Aici noi ajunsesem la cine ajunsesem? Era la 2 la 5x. 2 la 5x. Minus 2 la 7x. Cel mult, adică lași așa, când, sau dacă vrei, umblăm la 2 la 5x ca fiind 5x ca fiind în 7x fiind 5x plus 2x, deci zic așa, 2 la puterea 5x minus 2 la puterea 5x plus 2x. 5x plus 2x. Și egal mai departe cu 2 la 5x minus minus. De unde provine adunarea exponenților? De la ce operații? Când se adună exponenții? Am arătat aici. De plus m. De la înmulțire. Deci vine 2 la 5x ori 2 la 2x. Da? De la înmulțirea două puteri cu aceeași bază. Și acum, în ăștia doi vedem că avem un factor comun pe 2 la 5x. Scoatem pe 2 la 5x în factor, pe lângă. Pe lângă. Rămâi din primul 1, minus 2 la 2x. 5, deci 5, 2 la 5x pe lângă 1, minus 2 la 2x. Și cu asta chiar nu mai ai ce faci. Așa, da. Dar ce mi-ai spus tu că 5x minus 7x, venea să... ies pe geam. Deci nu așa ceva. Scuze-mă, nu pot să se confunda. În clasa 11, operație cu putere, n-ai ce confunda. Ia-ți model, ține-n. Bagă bine la cap, cum să zice, chestiunile care sunt esențiale, că altfel scrii, trăsnești, zice, m-am făcut foarte bine, dar nu știu, ce mi-a pus nota 2. Ce am făcut foarte bine, mi-a pus nota 2 la clasă. La lucrare. Una de asta, dar ai trăsnit-o acolo, gata ești. Da? Deci cât am zis că e rezultatul de aici corect? 2 la 5x pe lângă 1 minus la 2x. Deci 2 la 5x pe lângă 1 minus 2 la 2x. Da, alte listu? Determinant de ordinul 2. Din prima linie 1 plus i, plus i, 1 plus i. 1 plus i. Tot pe aceeași linie 3. Deci 1, 1 plus, plus i este un element complex. Da. Număr complex este ăsta. Da. Apoi. 3. Da. 2. 2. Și 6 minus 6 i. Egal. Egal cu 1 plus i. Pe lângă. 6 minus 6 i minus 6. Și minus 6. Da. E contra... Da. Înmulțim parantezele. Da. 1 1 6 6 1 ori 6 minus 6 i minus 6 i plus 6 i plus cu minus, minus 6 i pătrat. Minus 6 i pătrat. Minus 6. Și minus 6. Și egal mai departe cu minus 6 plus 6 se duc. Minus 6 plus 6. Minus 6 i cu plus 6 i. I pătrat egal cu minus 1 și adică minus, bine 6. 6 plus 6. Minus deci 6. Deci 6 plus 6. I pătrat e minus 1 și minus 6 ori minus 1. Dar te-ai de la 6 minus 6. Și rămâne 6. Da, da. Da? Se poate face așa și face egal cu 6. Altul. Determinat de ordinul 2 din 2 plus i, 1 plus i tot pe aceeași coloană.
De a doua coloană, 1... A doua linie, poate. Pardon, a doua linie, 1 minus i, și tot pe aceeași linie, 2 minus i. Determinant, egal. Și egal cu 2 plus i pe lângă 2 minus i, minus 1 plus i pe lângă 1 minus i. Și egal cu 2 ori 2, 4, plus cu minus minus 2i, plus cu plus plus 2i, i, minus i pătrat, minus 1 ori 1, 1, minus i, plus i, minus i pătrat. Dar vedeți, și a plus b pe lângă a minus b și făcea 4, a, minus i pătrat. Acolo se duce minus 2i cu plus 2i, nu știu. Da. Da. Dar deodată 4 minus i pătrat minus, în paranteză, 1 minus i pătrat. 1 minus i pătrat. 1 minus i pătrat în paranteză, da? Că da. Minusul din față se va schimba semnul. Egal mai departe cu 4 i pătrat e minus 1 și cu minus 5. Deci 4 și cu 5 minus, minus i pătrat e minus 2. 1, 2 și vine minus 2. Da. 5 minus 2 și egal cu 3. E terminat. Altul? Este alt exercițiu. Da. Fie matricele pătratice de ordinul 1 al doilea, A egal cu 5, 1, minus 2 și 3. Deci A egal cu de ordinul 3, ai spus? Este, sunt de ordinul 2. Două linii și două coloane. Așa. 5, 1, minus 2, 3. Matrici. Matrici, 5, da. 1. E 5, 1, minus 2, 3. Da. Și B, 0, 4, 1, minus 6. 1, minus 6. Punctul A spune să se calculeze A plus B și A ori B. A plus B egal cu 5, minus 1 și minus 3. Da. Și A ori B? A ori B egal cu matrice 5, 1, minus 2, 3 ori 0, 4, 1 și minus 6. Se înmulțește cu 5, 1, minus 2, 3, 0, 4, 1, minus 6. 6. Prima linie cu prima coloană. Da. Și vine 5 ori 0, 0. Plus 1 ori 1, plus 1. Deci rămâne 1. Da. A doua linie, minus 2 ori 4. Nu, păi tot? Tot prima linie? Oh, da, am uitat. 5 ori 4, 2, plus 5 ori 4, 20. Și minus 6. 6. Cât ar 20 minus 6? 20 minus 6. Hai, spui și mă. Te gândești acasă? Apoi. A doua linie. A doua linie cu prima coloană. Minus 2 ori 0 îi 0. 3 ori 1, 3. 3. 3. Da. Îi 3. După minus 2 ori 4 îi minus 8. Minus 8 și 3 ori minus 18. Vezi, minus 8 și cu minus 18? 18 minus 26. Minus 26. Asta e A ori B. Da. Punctul B. Da. Spune să se verifice dacă determinantul de A plus B. Dacă det de A, de A plus, plus B este egal cu determinant. Dacă e egal cu semnul întrebare, cu det de A. Det de A plus det plus de B. Det de B. Să vedem. Facem det de A, det de B. Da. Ce înseamnă? Determinant. Determinantul. Da? Deci det. Det de A egal cu determinantul lui 5, 1, minus 2,
1 minus 2 și 3. Egal cu? 15 minus 2. Plus 2. 15 plus 2, 17. Și det? Det de B. B egal cu... determinantul 0,4. 0,4. 1 minus 6. Minus 6. Și egal, egal cu? 0 minus 0. Minus 4. Minus 4. Det de A plus B? Det de A ori B. Nu A plus B, ai zis. Așa zis, det de A plus B. A, eu deja mă sunt. Det de A plus B. Egal cu... determinatul lui 5, 5. 5, da. Și minus 1, minus 3. Și egal cu? Egal cu minus 15. Da. Minus... plus 5. Plus 5, da. Minus 10. Minus 10. Acum vezi, e adevărat că 17 minus 4 egal cu minus 10? Da. Fals. Deci, nu e adevărat că det de A plus det de B egal, e diferit. Det de A plus det de B e diferit de det de A plus B. Da? Determinantul sumei nu e egal cu suma determinanților. Da. Mai ai un punct B, cred că trebuie să vezi dacă det de A ori B. Da, det de A ori B. Det de A ori B. B egal cu det de A ori B. Or D, D, B. A ori B am făcut-o? Ca în mulțirii. Da. Am făcut-o. Da. Și facem D, D, A ori B acum. D, D, A ori B. B. Determinantul cui? 1, 14. 3, 2, 6. Și egal cu? Minus 26. Minus 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 46. Minus 66. Minus 66. Minus 66. Păi nu suntem amândoi cu acestea. Ei, să facem D de A ori D de B. Da. D de B. Egal cu? Det de A. 17. Da, 17. Ori minus 4. Și egal cu? E egal. Minus... minus 7, 8. 4, 8. 4, 7. 28. 8 și 2. 68. 68. Minus. Minus 68. Nu sunt egal. Hai să mai vedem o dată la D de A ori B. Este dacă nu cumva ai greșit la mulțire. A ori B. 5, 1, minus 2, 3, da? Da. Și B-ul 0, 4, 1, minus 6. Și când ai făcut A ori B, este 5, 1, rămas 1, 5 ori 4, 20, minus 6, 14, da? 0, 6, 3 ori 1, 3, minus 2 ori 4, 8, și minus 18, deci minus 8, minus 8, și face minus 26. Într-adevăr, nu este, nu este egal, deci putem să zicem că det de A ori B, da? E diferit. Diferit. De det de A ori det de B. Da. Unul mi-a dat cât aici? Mi-a dat minus 68. Așa. Și celălalt mi-a dat... ...12... 66, da? Da. Deci det de A ori B
66, pentru că vine minus 26, minus 42, minus 66. Iar D de A ori D de B, 17, 15 și cu 2, 17, și minus 4, minus 68, da. Altceva. Să se calculeze următorii determinați de ordinul 3. De ordinul 3, da? Da. Ia să oprim și el ăsta.